Dumnezeu defrișează pădurile ca să-i poată spiona pe indieni. Și-a adus aminte de asta când i-a văzut apropiindu-se în pirogile lor cenușii. Nu credea că mai există indieni la marile lacuri. Ăsta ar putea fi un fel de miracol, căci și el din zori plutește pe ape. Chiar înainte ca elicopterul să cadă, se gândea la plicurile cu lubrifiant găsite în poșeta nevestei. Acum indienii vâslesc în jurul lui, sunt 6 sau 7, fumează, vorbesc, dar nu-i înțelege. Are casca pe cap, e plină de apă, de-abia se aude vocea DJ-ului de la un post de radio local. Un indian tânăr își apropie chipul și îl oglindește în vizierea lui fumurie, doar eu te pot vedea, îi trece prin gând. E ca într-un joc de-a poliția, când suspecții sunt fața oglinzii, iar tu ești dincolo. Indianul stinge țigara, fiindcă în jur plutesc pete de benzină și ulei de motor, se întoarce pe urmă spre ceilalți și spune, nu-i el.